Mă, da, chiar n-are și omul ăsta o clipă de liniște, domne, nu puteți să-l lăsați să-și tragă sufletul și țigara în pace? Dă domnul Șică, zic, normal. Nici nu s-a întors bine după Franța, că l-au și luat românii cu problemele lor. Noroc că e și că mereu pe fază. Paf, imediat i-a descălcit de nu s-au văzut. Păi dădeau din colț în colț cu pandemia, nu știau de unde s-o mai apuce. A venit și că i-a aliniat, bă, tu faci așa, tu faci așa, tu faci așa. Pai de mine, competență, competență, nu altceva. Și COVID-ul era cât paci să pună mâna pe un pat de la de spital să ajute și el. Bref, sunt probleme cu oxigenul. Orbane, ce e de făcut? Aproape de 400 care sunt cu capacitate de cazare în condiții bune, dar care nu este oxigen, și capacitatea trebuie crescută prin introducere de oxigen. Asta ce mare? Trebuie introdus oxigen. Ce e așa mare filozofie? Ce e așa mare filozofie? Dar chiar trebuie să vă dea mură în gură de fiecare dată? Sau poate vreți un cap în gură? Trageți, mă, oxigen, o țeavă frumos pe lângă perete, în fiecare cameră se duce bolnavul cu cana, dă drumul la robinet, își ia oxigen. Atenție, dragi pacienți, țineți mâna deasupra cănii, că oxigenul iese, e pervers. Și că, te rog eu, intră puțin la ATI și arată-le, că văd după fețele lor că nu pricep nimic. Ia halatul pe tine, stinge alea trei țigări pe care le-ai început și dă-i cap în cap pe doctorii ăștia care habar n-au pe ce lume trăiesc. Bubenec, sândesc, nu vă e mă rușine? Ce-i, frate, așa mare filozofie să rezolvați treaba asta cu oxigenul? Sigur, situația comparativă cu cele mai multe țări din Uniunea Europeană ne-ar putea genera așa oarecare stare de satisfacție. Ce e aia? Satisfacție? Așa a zis Marote? Da, mă! Da, adică așa a zis, satisfacție? Da, mă, da, așa a zis. Doamne, măica domnului, ăsta trebuie arestat. Să nu-și facă rău singur, nu de alta. Să nu-și dea cu tubul de oxigen în cap singur. Deci vă dați seama cum funcționează mintea lui Orban? Se uită la celelalte țări și simte așa o satisfacție. E vorba aia, când mă privesc, mă îngrozesc, când mă compar, mă liniștesc, nu? Adică mai uitați-vă, bă, băscăricii ăștia care înjurați toată ziua la televizor ce e pun alte părți, da? Nu mai arătați cu degetul spre acest guvern care, bă, nu că e foarte bun, dar... Mă ajutați, domn președinte, cum e acest guvern împreună cu dumneavoastră, capitan de echipă, ca să zic așa? Este PNL la guvernare și împreună cu mine căutăm și găsim măsurile adecvate. Este foarte clar că s-au luat măsuri bune. Guvernul împreună cu mine ne-a mișcat bine. Așadar, autoritățile au acționat și au planuri clare, bine puse la punct. Ce naibă, mă, eu când vă spun? Alo, Germania, Franța, proastile astea care i-ați închis iar pe oameni în case. Dacă aveți nevoie de un președinte capabil, avem aici. Vine cu guvernul lui, ca mare antrenor de fotbal, se ocupă de tot. Da, vă rezolvă cazul. Cum zicea Orban? Că nu-mi trece aia. Că simte o oarecare stare de satisfacție. Și că suflet mare, dar când te uiți la bolnavii care stau la cozi cu zecile de ore, ce simți? Hă? Oamenii ăștia care n-au COVID, dar pe care voi i-ați condamnat la moarte de 8 luni. Dar când te uiți la rata de mortalitate, pentru că avem un sistem medical de rahat, ce simți, Ludovic? Te ia satisfacție, așa, te zguduie, dă cu tine de pământ? Ce simți, Orbane, văzând că plâng medicii de epuizare? Tot satisfacție? E satisfăcut, mă, și că se uită așa la țară și zice: câte cazuri azi? 6.500? Fuuu, să mor eu, e bine, tată. Ceea ce s-a putut face... s-a făcut. Lăsați, domnul Iohannis, lăsați. Haideți, nu fiți modest acum. Domn președinte, nu e că s-a făcut foarte mult. Adică noi vă mulțumim din suflet și dumneavoastră și lui domnul Șică de Crăciun. Lăsați, că o să venim și noi cu o damigeană de ceva, cu o pulpă de porc, o scăricică, un obrăjor de vițel, o pizdulice, pe ochii noștri, dacă nu, suntem și noi atenți, să nu credeți că...
Ah, mi-a plăcut și de domnul Tătaru cu testare. Ideea e că toată discuția asta despre testare pare fără sfârșit, în sensul că doar Iohannis, Tătaru și Orban din tot universul zic că testarea nu contează atât de mult. Da, faci bă și tu niște teste acolo, 3-4 teste și aia e, mai mult n-ajută. Avem 141 de puncte de testare, în ordine mâine dimineață mai apar 18 puncte de testare cu o capacitate de 50.000 de teste pe zi. Putem să creștem numărul de testări zilnice. Dar nu vrem, bă, nu vrem să creștem. Noi putem să testăm 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 pe zi, mă. Dar dai dracu și de ambițioși ce suntem, n-o s-o facem. Părerea mea e că sunt bani aruncați, mă. Ar trebui să nu mai testați deloc. Serios, mai bine considerați că avem toți COVID și aia e. Dar să revenim la șică, ci că a stat domnul Orban la hotel Le Bristol în Paris 1000 de cocoveți pe noapte și asta nu-i nimic. Dacă a intrat puțin șică în minibar, dracul a luat, pe minibar zic. Au rămas doar alunele acolo și apa minerală. Ce apă, mă? Minerală. Șică, sper că nu ne-ai făcut de râs acolo. N-ai lăsat ceva pe acolo prin cameră, ai luat tot, da? A, bun, bun. Așa, tată, știam că ne putem baza pe tine, bravo. Noi n-avem decât surprize plăcute.